Bună ziua, bine v-am găsit la o nouă emisiune. Iată-ne astăzi împreună și de data aceasta am ales să vorbim despre o temă pe care fiecare dintre noi crede că o deține la degetul mic. Un fel de românul se pricepe la toate, de la fotbal până la electronică și după aceea, finalizând cu ceea ce înseamnă actul cultural, este mai mult decât ok. Din păcate, foarte, foarte mulți conservă sistemul actului cultural în ceea ce se cheamă doar argumentul emoțional. Dar până acolo mult, mult mai este, așa că e bine să ne fixăm niște repere în așa fel încât să putem vorbi despre responsabilitate sau vocație în cadrul actului cultural. E o deosebită plăcere, un privilegiu, dar o mare, mare onoare și de ce să nu o spun cu mare admirație și respect, am trei invitați de marcă astăzi, proveniți chiar din orașul geniilor, așa am spus eu, orașul viorilor, adică Reghin, și îmi face o mare plăcere și dați-mi voie și o să le cer voie și invitaților mei să fiu foarte gentleman împreună cu ei și să o prezint pe cea care este singura reprezentantă a ceea ce noi bărbații cu misoginismul pe care ne caracterizează spunem că este sexul frumos. Așadar, bun venit Simina Cota. Bun găsit. Pentru mine este o mare plăcere și trebuie să o spun și te rog frumos să nu mă contrazici. Încerc. Atunci când apar pe scenă sau indiferent în orice act de creație, de interpretare, conferi valoare, demnitate, gingășie, frumusețe a tot ceea ce înseamnă feminismul necesar unui act cultural. Așadar, mulțumesc. Asta este caracterizarea mea, fi binevenită. Mulțumesc. Lângă mine, foarte aproape, este un inginer, Al Bucălin. Și întotdeauna mi-am pus întrebarea, nu retorică, dar de data aceasta este argumentativă din punct de vedere al demonstrației științifice, matematice și nu aceea a probabilității, a faptului că între rațiune și spirit, matematicianul a găsit cea mai bună formulă. 1 plus 1 este egal cu 1. Adică rațiunea este una, spiritualitatea este una și toate dintre ele în cea sfântă treime nu există altceva decât om. Și bineînțeles că așa cum se întâmplă pe marile afișe când ultimul care este cu litere mari, cu, așa trebuie să îi dai importanță cuvenită, prietenul meu, Nase Marcel, pictor, și care este director managerul Casei de Cultură George Enescu din Reghin și întotdeauna am spus și o spun și acum pentru cei care ne văd și ne aud, ca să știe de la început de unde plecăm. Ești omul care conferi prin toți forii, indiferent din ce falie, din ce direcție provine actul cultural al Casei de Cultură pe care o gestionez, prin toți forii conferi profesionalism. Și am spus că datorită, probabil că tocmai datorită ție am pus tema emisiunii, responsabilitate sau vocație. Pentru că vocația este una, responsabilitatea este alta. Așadar, dragii mei, mă uit la dumneavoastră, iar dumneavoastră uitați-vă la invitații mei, pentru că acum vom începe o dezbatere pentru unii foarte, foarte necesară, pentru alții un pic mai spinoasă, pentru că așa trebuie să mai pigmentăm și cu sare și piper, pentru că de asta am un surplus de melanină ca să dau bine pe ecran. Dragii mei! Este superb și este minunat. Am fost de foarte multe ori la Reghin, ne-am întâlnit în diferitele momente, diferitele activități ale Casei de Cultură și pentru mine a fost o mare bucurie să constat că distanța dintre actul de creație și de interpretare al profesionistului vis-a-vis de ceea ce înseamnă sintagma de artist amator începe să dispară, să fie cât mai mică distanța. Asta probabil că înseamnă o parte de punct negru pentru profesioniști, pentru că ei ar trebui să țină ștacheta atât de sus încât amatorul doar să tindă înspre acea valoare extraordinară pe care ei o numesc artă profesionistă. După cum este un punct roșu sau stea roșie pentru amatori care, datorită competențelor, datorită profesionalismului, datorită abnegației, datorită pasiunii, muncii de creație pe care o au, au făcut cât mai scurt drumul și s-au apropiat foarte, foarte mult de profesioniști în așa fel încât de foarte multe ori, uitându-te la un spectacol, îți pui întrebarea. Bă, ăia sunt amatori sau sunt profesioniști? Că eu habar n-am. Multe spectacole, foarte, foarte multe activități. Încep cu tine și voi termina cu tine. Așadar, este o mare responsabilitate, zic eu, și asta am preluat-o observându-te. O mare responsabilitate în a gestiona ceea ce înseamnă nu clădirea, ci instituția, principiul,
acela de a fi gestionarul unei case de cultură care trebuie să confere profesionalism și care trebuie să educe. Pentru că noi știm foarte bine efectul educațional cel mai extraordinar se poate obține prin ludic. Așa spun cel puțin psihologii. Și atunci cultura pentru educație sau educație pentru cultură. Care dintre ele? Cum e? Unde te încadrezi? Ce face Marcel pentru ca această casă de cultură din Reghin să fie într-adevăr o flacără a competenței, a profesionalismului dincolo de tot ceea ce harul a dăruit fiecăruia celor care sunt acolo și a conferit responsabilitate? În primul rând, bună ziua, bine te-am găsit, Rudy, este o onoare pentru noi că suntem astăzi aici, alături de tine și de spectatorii tăi. Ce să zic, pentru mine actul cultural este mai mult decât orice. Și de ce? Pentru că cultura este singurul factor care poate să ridice și să consolideze o societate. Atât timp când nu ne vădăm seara de acest aspect al comunității noastre, nu vom putea face pași importanți în a progresa, în a aduce un surplus de calitate în comunitate. Eu cred că spațiul în care a fost să fie sau să fiu eu în el, Casa de Cultură a Tineretului, prin ceea ce și cred în ceea ce spun, prin ceea ce Dumnezeu mi-a oferit mie, prin abilitatea de a dărui în primul rând și de a fi responsabil pentru ceea ce fac în comunitatea pe care o reprezint, să aduc această calitate de care vorbeai tu, adică aceea care să construiască un demers important în actele culturale. Bineînțeles că un astfel de aspect nu poți să-l faci singur. Întotdeauna în jurul meu au fost prieteni, au fost oameni de valoare, am coagulat acești oameni de valoare pentru a exprima valoare în primul rând. Deci atâta timp cât noi conștientizăm că avem tinere talente, atâta timp cât conștientizăm că avem oameni importanți în comunitatea noastră pe toate ramurile, este foarte important să conștientizăm și faptul că doar ei pot să ridice o societate. Așa că am apelat la prieteni, la cunoscuți, la valori, am pus accent pe aceste tinere talente în mod special datorită faptului că noi suntem o casă de cultură a tineretului și am vrut să pregnez acest fenomen în rândul tineretului și am adus prieteni pe care îl cunosc și tu, unul dintre ei, Lucian Pantea, un foarte bun actor, zic că e cel mai bun actor al generației tinere din România la ora actuală. Și alături de el mi-a venit Măruța Ignat, un scenograf foarte important, tot de generația tânără, și mulți alții, Cristina Iușan, care ne-au sprijinit în proiectul teatral. Ideea am avut și eu, dar nu sunt suficiente atât timp cât nu aduci un expert sau un om în domeniu să-ți consolideze ție un brand sau un fenomen. Nu trebuie să ne amestecăm, așa că am încercat să dau mână liberă unor tineri care se pot exprima în actul creației. Fiecare pe domeniul lui. Așa am făcut în teatru, așa am făcut în prezentări, ca de exemplu avem pe Simin alături de noi, am încercat să aduc un om de valoare care să fie modelat pentru început, deoarece nu am mai avut parte de astfel de momente, să știe cum să reprezinte actele culturale esențiale pe scenă. Așa că a făcut pași mici, dar pași foarte siguri, în Casa de Cultură, dar în același timp foarte repezi. În ce sens? În 3 ani de zile a ajuns să prezinte foarte multe evenimente importante și putem vorbi chiar de evenimente la nivel național. Este un om important sufletului meu, cu atât mai mult cu cât am văzut că pe lângă inteligența de care dă dovadă, a contribuit și la coagularea unei echipe de valoare care nu se face de rușine niciodată. Așa că deja am înșiruit câțiva prieteni care au contribuit la acest fenomen al Reghinului, am înșiruit acești prieteni care se dăruiesc pe sine fără să aibă pretenții, cu toate că ar fi și firesc să aibă pretenții materiale. Nu mai știți care este statutul culturii în România la ora actuală, adică la capitolul în Constituția României și altele, deci cât timp cultura este la acel capitol fără un statut bine determinat și oamenii nu sunt motivați, ori face câțiva dintre ei care sunt, iertați-mi acest cuvânt, mai fraieri ca noi, unii dintre noi, ne dăruim pe noi pentru a construi ceva comunități, dar mulți dintre cei care sunt mai pragmatici ca noi vor pleca, vor părăsi o țară care ar putea să fie prosperă, având toate resursele necesare să devină una la nivel european, cel puțin printre primele, să dețină un loc al importanței civilizației până la urmă urmei în spațiu cultural. Dar până una alta noi încercăm să construim
Așa cum am construit până astăzi, avem foarte multe activități esențiale, importante la nivel național și internațional. Dacă este momentul, am să și menționez câteva dintre activități. De 3 ani sunt director în Casa de Cultură a Tineretului și tineretul din comunitatea noastră și nu numai a început să contribuie în actele culturale la un nivel extraordinar de înalt. Și acum vreau să aduc câteva activități în vizor. De exemplu, avem o activitate la un nivel internațional, street dance, Street Groove James se numește, este acea activitate prin care tinerii se manifestă astăzi într-un stil de dans, de bucurie, de exaltare până la urmă ore și se exprimă sentimente, trăiri și tot ceea ce este mai important. Este un stil apărut în suburbia Americii care, iacătă, în ultima perioadă a timpului a prins furor în România, iar Casa de Cultură este organizatoarea acelei mai tari și importante competiții de gen din România, la ora actuală cunoscută atât în țară cât și peste otar, dat fiind faptul că anul trecut am avut pe cei mai importanți coregrafi de pe planetă invitați în Reghin, în acel sătuc care de multe ori este inexistent pe artă, și vorbim de Mr. Wiggers, care a fost din New York, care a fost coregraful lui Michael Jackson și a multor actori și a multor interpreți de muzică de pe planetă importanți, care au pregnat în civilizația omenirii multe stiluri și au schimbat suflete și au construit tipare sau exemple de manifestare a omenirii. Am avut din Brazilia iară pe Lil Jazz, cel mai important coregraf de dancehall de pe planetă. Deci sunt lucruri extraordinare, se întâmplă la Reghin. Apoi putem povesti despre Festivalul de Teatru Național, care l-am organizat la Reghin anul trecut. Putem vorbi despre Festivalul de Chitară, unde iacătă avem un festival național, unde au participat din toată țara și de peste otare la acest festival, care se bucură de un foarte mare succes. Bine, sunt foarte multe activități care le-aș putea pregna astăzi aici și să vă demonstrăm că Reghinul, chiar dacă este mic, reușește să facă lucruri mărețe. Mai mult decât atât, bineînțeles că datorită nucleului nostru avem și sprijinul autorităților. Fără nu putem. Știți că orice lucru îl faci voluntariat cât îl faci, dar adică ai nevoie și de finanțări. Finanțările noastre vin în mare parte de la primărie, așa că mulțumim pe această cale celor care înțeleg că actul cultural este esențial în comunitate și bineînțeles au început să înțeleagă acest aspect și din ce în ce mai tare se pregnează lucrurile în Reghin, în comunitate, și vedem că Reghinul înflorește din acest punct de vedere. Nota bine și pentru administrația publică locală din Reghin, care a înțeles să se implice proactiv în tot ceea ce înseamnă actul de creație ca efect al educației civice a acelei comunități locale, cu toate că sunt foarte multe exemple în care, spre exemplu, responsabilitatea politică, ea prevalează întotdeauna și este superioară acelei responsabilități a actului de creație pentru educația publicului. Dar nu trebuie, eu sunt solidar cu tine în ceea ce privește fraierismul de turmă, că asta este până acum, până la urmă a ajuns un efect de pandemie națională, știi? E turma aia de oi și în față merge ăla, și știi ce, la ăla cu două urechi mari care rage. Deci e bine, mergem cu toți înspre nenorocire, și vorba asta că nu neapărat eu am transferat-o într-o stare din asta ușor poetică, dar adevărul e că Vlahuță era cel care spunea: Doamne Dumnezeule, într-o notificare, dar așa de mare tristețe a lui: Doamne Dumnezeule, unde sunt și ce se întâmplă cu acele valori extraordinare ale românilor, care învață foarte bine, care au acumulat foarte multe cunoștințe și care depind de imbecili impotenți, care au mulți bani și minte puțină. Iacătă, le pierdem din ce în ce mai mult. De asta România merge din păcate. M-am bucurat foarte mult că ai făcut transferul înspre Simina, pentru că eu, acum, fiind de foarte multe ori în posibilitatea de a fi un spectator acolo, stând liniștit în banca mea din Casa de Cultură și privind pe scenă, am zis așa: fata asta are vorbele la ea. Păi, asta înseamnă, știi ce? Asta înseamnă faptul că întotdeauna, indiferent în orice situație ești pusă, ai la tine bagajul de cuvinte, de vocabular, de bună intenție, de estetica eticii frazării, în așa fel încât cuvântul
și mă întorc un pic spre cei care sunt cu argumente religioase, la început a fost cuvântul, iar cuvântul e la Dumnezeu. Și dacă vin pe această chestie, atunci este un har să ai la tine cuvântul și să comunici. Multă lume vorbește, foarte puțină lume comunică, așa cum mulți sunt bipezi, puțin sunt oameni. Dar Simina Cota, în clipa când apare, este o apariție. Este o apariție. Ea transmite prin toți porii. Dacă te uiți în ochii ei de un albastru fermecător, atunci îți dai seama că cuvintele sunt pline de emoție, că empatia este atât de fluentă între spectator și cine se uită la tine, iar ceea ce spui și ceea ce comunici poartă în sine o încărcătură emoțională de bun simț, de galanterie feminină, de frumusețe și de noblețe umană, încât stă cu ochii lipiți pe tine, indiferent ce faci. În ultima apariție care ai avut-o, stăteam lângă Marcel și pentru că trebuia să acoperi micile pauze între acele schimbări, ai citit așa. Și a găsit texte care făceau legătura între ceea ce pleca și ceea ce urmează și chiar îi spuneam lui Marcel. Asta a fost a la prima vista, cum spunem noi, actori. Da. Păi frate, dar fata asta are talent cu carul, are har de la Dumnezeu și atunci... De unde, Simina? De unde? Pentru că te-am văzut prezentând festivaluri la nivel național cu foarte, foarte multă lume care avea pretenția de a fi mare vedetă și benedetă, dar dacă nu era Simina acolo, atunci n-ar fi avut această categorie, dar în clipa când urca Simina pe scenă, oricât de mare vedetă era, era cam în umbră. Pentru că era Simina acolo. Mulțumesc. De unde? Mulțumesc. Sunt... Nu știu dacă tot ceea ce spuneți eu pot să-mi însușesc sau e de unde, e din suflet. Cred că așa am fost crescută, nu cred, sigur. Aceste valori au plecat, au plecat de acasă. Eu sunt acolo dintotdeauna. Nu fac lucrurile superficial. Dacă e să mă raportez acum la a face un lucru, pot să spun că și faptul de a aduce probabil o floare dintr-o parte în alta contează cum o duci, contează de ce, contează mult mai multe. Deci, să faci lucrurile doar de dragul de a le face, nu. Și acum trebuie să fiu foarte sinceră și acesta este adevărul. Exact cum este un diamant neșlefuit, cum este o bucată de lemn brută. O vezi, vezi ceva, dar contează să vadă cineva esența. De multe ori ne raportăm în zilele noastre la un ambalaj, la un ambalaj extraordinar de bine pus la punct, care ți ia ochii, dar nu vezi esența. Cel care a văzut esența și nu s-a raportat la ambalaj a fost Marcel. Marcel care a văzut dincolo de ceea ce vorbeai acum de ochi albaștri sau așa mai departe. Aveam ceva, am ceva în sinea mea și eu tot timpul spun că e sufletul. Atât. Că e bun, că are lucruri bune, că are lucruri mai puțin bune. Dar astea sunt eu. Și n-am încercat niciodată să fiu ceea ce nu sunt. Să fiu mai mult decât sunt, da. Dar încrederea în mine, pentru că astăzi... Și la ce spunea Marcel, la fraierismul despre care, despre care vorbim, niciodată n-am încercat să dau deoparte pe nimeni. Am încercat să-mi găsesc un loc. Iar locul am încercat să-l găsesc prin bun simț, prin ceea ce pot eu să fac și cât de bine pot să fac. Și tot timpul am spus, Doamne ajută să am oamenii care să mă critique, dar în același timp să-mi spună, eu am încredere că poți. Au fost atâtea momente în care... Nu mă vedeam de acolo. De unde pleca această neîncredere? Probabil tot de la oamenii pe care îi întâlnim în drumul nostru și spun, stai liniștită că nu poți să faci lucrul ăsta. Poate celălalt, de ce? Vedetismul. Din punctul meu de vedere nu există vedete, există oameni. Dar dacă ajungi să fii om, poți să fii orice. Dar dacă nu ești om, nu ești nimic. Mă faci să... Nu mă ridic de aici că nu e fair play față de formatul emisiunii să intru între doi bărbați să te îmbrățișezi, să te pup. Dar ăla spune să facă să termină emisiunea. Problema este următoarea, că ascultându-te îmi vine în minte ceea ce spunea Ralph Emerson, să fii tu însuți, da, într-o lume în care fiecare dorește să te greu facă altcineva, e cea mai mare realizare. Da, și e greu. Și este extraordinar. Este greu.
Da, dar este extraordinar la final, momentul în care spui, indiferent câți ani au trecut, indiferent câte lucruri bune sau mai puțin bune sau probleme, sunt eu, asta sunt. Intuiția premonitivă a femeii, aceea care e mai bogată decât a noastră, a bărbaților, care noi suntem fani pantaloni și atunci nu vrem să recunoaștem această forță extraordinară care a generat foarte multe războaie și care ne face pe noi să ne crească câte un cucui în cap când ne uităm după femeie, dând cu capul în stâlp. Dar intuiția aceea premonitivă a femeii, care știe ce fel de ingrediente trebuie să băgate în acea mâncare pe care o oferă cu dărnicie și cu delicatețe, dar cu profesionalism celor care stau acolo, în așa fel încât fiecare să guste și papilele gustative să fie pentru fiecare o componentă esențială a ceea ce noi oferim prin cultură. Asta face Simina. Da, dar Simina are nevoie de oameni. Simina are nevoie de oameni sinceri. Bineînțeles, oameni care are nevoie, că trebuie să facă ăla care face piața, trebuie ăla care curăță, nu știu ce, ăla așa, așa, ăla normal cineva. Că avem nevoie de cineva, ai cineva merge cu noi, așa ai, ce înseamnă femeia, știi, noi avem dreptate că spune, bă, da, mă, bărbatul, el e capul, dar femeia e că tu. Da, mă, frate, trebuie să asta. E substanța coagulării unei echipe. Da, bineînțeles, hai asta e. Hai să spunem că este și coordonatorul principal. Dar da, femeia este cea care te ridică și te coboară în același timp. Dacă femeia își dorește să facă ceva din bărbat, reușește să-l facă cel mai înalt și cel mai puternic. Dacă femeia dorește să distrugă un bărbat, o face cu foarte mare lejeritate. Dar în același timp, făcând o echipă extraordinar de importantă, coagulată, reușim să facem împreună lucruri extraordinare. Deci se mișcă, totul ce se mișcă aduce valoare, dacă se mișcă în direcția care trebuie. Ce matematic o spune el care este pictorul, care este cel care creează, la care e fantezia, totul se mișcă, e pur simove, știi, îmi aruncă așa de frumos mingea către Călin. Eu întotdeauna nu mi-a plăcut matematica, să spun de la început, am fost bâtă, un bombalău, cum se spune în Ardeal, la matematică, habar n-aveam, eu eram cu eram cu fluturașii în cap. Dar întotdeauna am spus că matematica este o artă a poeziei, valorilor, în așa fel încât argumentele demonstrabile științific pot fi încadrate în tot ceea ce înseamnă componenta esențială a structurii spirituale. Pentru că nu poți așa numai să... Din cauza asta există întrebările care au făcut ca lumea să evolueze foarte mult la simplitatea întrebării de ce. Pentru că asta face matematicianul. Unu cu unu fac doi. Dar de ce? Pentru că... Dar de ce? Și așa, de ce până când ăla înnebunește și o spune dă-te pe partea aia cu cultura că ăștia o iau un pic ras, dar și nu mai pun întrebări de ce. Pentru că asta este simțul. Te-am văzut într-un spectacol. Eu o spun direct, nu știu să fac chestii din astea. Te-am văzut într-un spectacol pe YouTube, din păcate n-am reușit să văd, dar o să vorbesc atât de mult, o să îi spun lui Marcel și echipei până când ori se satură, ori repun spectacolul atunci când e mai potrivit, pentru că vreau să-l văd pe viu. Anul viitor va fi repus în perioada postului, Pascal va fi repus. Pentru că oricum și acum suntem în postul Sfintei Marii, dar acum nu se potrivește. Normal, bun. Și te-am văzut într-un spectacol în care jucai rolul lui Isus. Nu neapărat m-a frapat asemănarea aproape sacrală angelică cu imaginea pe care Sfânta Biserică și credința ne-a conferit-o, să ne obișnuim cu o imagine a sacralității. Și încă o dată spun, nu neapărat, cu toate că și asta face foarte mult, pentru că omul tinde să valorifice, să judece atunci când sub componenta asta a bombardamentului informațional vizual are un efect extrem de puternic asupra lui. Și după aceea toate componentele, că foarte mulți stau și se uită, iai, Doamne, ce faină, și cu asta s-a ogătat, dar de ce e faină? Nu știu, noapte în straiță. Dar eu te-am văzut în acel spectacol și am văzut, e foarte greu, îți spun din punctul de vedere al actorului și al regizorului, e foarte greu să ai un rol pe scenă, 3 minute, un minut, să stai și să emiți prin toți porii o atât de puternică emotivitate prin limbajul non-verbal, încât trebuie să fii profesionist. Nu oricine își poate permite așa ceva. Și m-am uitat așa și spuneam, măi frate, da, e inginer. N-are nimic comun, ăla e cu matematica, plus, minus, e demonstrația științifică, n-are nimic comun cu adevărul ăla balsamic din Biblie, crede și nu cerceta. Nu. De unde Dumnezeu? Uite, nu mișcă, mă, frate, dar nu mișcă.
Și erau momente în care, nu știu, din dedesubturile și din tainele metodologiilor actorilor și micile lor secrete, noi ne uităm și la ultima falangă a degetului. Bine că nu se mișcă barba, firul de păr, dar câteodată se mișcă, se ridică părul, știi, și atunci se mișcă și ăla. Și ne uităm și asta nu fac altceva decât să vândă acea calitate a emoțiilor și nu cantitate pe care o... Și m-am uitat, a fost un moment în care, zău că m-am uitat ca tembelul, unde la degetele de la picioare. Și am zis, nu mișcă, mă frate, dar nu mișcă. E concentrarea aceea maximă în care probabil că numai un actor profesionist care deja avea exercițiul al nu știu câtor spectacole, aproape trecând în rutina profesiei. Călin, ești inginer. Operezi cu lucruri raționale, într-o logică impecabilă a matematicii, care nu are nici un fel de concesii față de probabilități. Și cum, Dumnezeu, reușești să treci în acea punte în care spiritul este atât de înălțător încât nici măcar logica nu mai funcționează, ci doar trăirea sentimentului te face să demonstrezi, cum să spun eu, condiția verticalității umane. Cum? Păi eu consider că oamenii au toate părțile, toate laturile. Acum, că unul se exprimă pe o anumită direcție, altul pe altă direcție, asta nu înseamnă că celelalte nu le avem. Cred că individul până la urmă are un bagaj de multe trăiri, până la urmă fiecare suntem atât parte materială cât și parte spirituală. Ideea îi, la un moment dat, într-un anumit moment, un interval mai scurt sau mai puțin de timp, cum putem să arătăm lucrul ăsta. Pentru că viața pe care o trăim uneori ne cere să fim foarte spirituali, să dăm idei din zona asta, sau uneori trebuie să ne exprimăm din punct de vedere al bagajelor de informații ale științei și ne exprimăm în direcția asta. Bineînțeles că în cazul meu lucrurile, pot să spun, să o recunosc, că se împletesc oarecum. Eu sunt inginer peisagist, deci nu pot să zic că sunt departe de Dumnezeu, pentru că creația lui Dumnezeu, natura, plantele, animalele, lumea vie, lumea biologică, îmi este aproape, foarte aproape, în facultate și înainte de facultate, și acum continui să fiu fascinat, să studiez din lumea creată de Dumnezeu. Dumnezeu este inginerul desăvârșit, iar creația sa desăvârșită este omul. Și până la urmă, tot ceea ce noi facem, suntem datori să o facem tocmai pentru ca să se arate slava lui Dumnezeu. Am avut nevoie de oameni deosebiți pentru un astfel de spectacol. Pot să spun că într-o primă fază nu am acceptat rolul, dar pe urmă, la insistențele unui bun prieten, al lui Marcel Naste, am reușit să-mi intru în personaj, am reușit să înțeleg de fapt care este rolul meu, pentru că trebuie să transmit un mesaj, oamenii au nevoie de asta, pentru că foarte multe persoane nu le este de ajuns să citească doar Scriptura, să ia elementele de acolo, au nevoie de ceva mai mult. În zilele noastre, când tehnologia, cât informația crește de la o zi la alta, oamenii au nevoie de o exprimare mai, cum să zic, mai aproape, mai vizuală, cum ar veni. Bineînțeles că Dumnezeu m-a ajutat și am și un aspect care probabil mă duce acolo în zona în care trebuie să fiu, dar trebuie să le fiu mare recunoscător oamenilor care m-au cioplit, cum ar fi să zic așa, fiindcă fiecare la un punct incipient avem anumite bagaje, avem anumite valori, dar dacă acestea nu sunt puse acolo unde trebuie să fie puse, nu sunt ghidate de persoanele care trebuie, cum ar fi pictorul și artistul desăvârșit Marcel Naste, precum și bineînțeles actorul și regizorul Lucian Pantea. Acestea sunt două persoane care m-au ajutat foarte mult și experiența respectivă și spectacolul artistic, toate se datorează acestor persoane din punctul meu de vedere. Știi, pe mine mă fascinez cum Dumnezeu poate
gândi atât de profund spiritual, atât de înălțător și demn uman, un inginer, un matematician. Pentru că acum, fără să vreau, vine în minte geniul matematicii Einstein, care spunea există două dimensiuni extraordinare pe care le cunosc, dimensiunea cosmică și a prostului. Nu sunt foarte sigur dacă cea a prostului este nelimitată. Dar matematicianul din tine, care vorbește atât de frumos despre tot ceea ce înseamnă creație, despre componenta sacrală, despre om, care este calitatea cea mai extraordinară a creației dumnezeiești, pentru că spunea odată cineva, un înțelept cu argumente religioase, Dumnezeu l-a creat pe om pentru măreția lui și a dat lucrurile pentru a-i folosi de ele, nu invers, niciodată. E superb că faci parte dintr-un astfel de colectiv. Este minunat și probabil că toată Casa de Cultură George Enescu, eu nu mă refer la ea ca și clădire, ci mă refer la ea ca la o biserică, așa cum cu ghilimele de rigoare fiecare avem în noi, propria noastră biserică, adună asemenea valori. Că sunt tineri care, exact cum spunea Marcel, pot să își găsească într-adevăr dimensiunea calităților umane și care este dusă până la, nu știu, utopia aceea pe care fiecare dintre noi o tinde către sacralitate. Nu știu dacă reușim așa. Nu știu dacă, într-adevăr, reușim să conferim publicului care vine, celui care ne oferă posibilitatea sau nu ne oferă posibilitatea sponsorizării și ajutorării materiale și cu toate dedesubturile și tot postamentul ăsta care trebuie. Pentru că niciodată cultura nu a fost, sau efectul finalității unui act cultural niciodată nu a adus bani. Ăsta nu-i ca la facem 50.000 de piese la șaibă cu 15 bănuți și uite că avem productivitate. Nu, nu, nu. Ăsta e un drum lung în care componenta umană trebuie să se vadă așa, în pași mărunți. Și dacă fiecare în componenta asta umană vine un inginer, vine o Simina, vine un pictor care mai are bașca în afară de ceea ce simte el, mai are și acea greutate a gestionării, a gospodăririi. El trebuie să știe exact ce legi funcționează, ce să semneze, de ce semnează, cui se adresează, în care componentă financiar, contabilă, trebuie să se încadreze, trebuie să fie mai mult decât amabil, trebuie să aibă niște componente concesionale sau concesive față de anumiți XYZ, căreia trebuie nu neapărat să faci concesii de la verticalitatea ta datorită democrației și datorită postului pe care îl ai și pentru că trebuie să rezolvi, ci ca o atitudine a directorului, a gestionarului, care trebuie să te folosești de orice oportunitate care ți se oferă pentru a putea susține Casa de Cultură. Și sunt convins că sunt oameni care înțeleg, sunt oameni care nu înțeleg, dar oferă tocmai pentru că prin asta ei gândesc la modul ăla sub și nu mai spun că cine știe ce păsărică sot pe gură, să-și promoveze propriile lor interese imbecile, că atunci mă duc la vlaguță din nou, dar sunt oameni și care spun da, de acord, dar nu-mi dă voie. Cine? Și când arăt acolo, nu arăt spre Dumnezeu, ci arăt pe ăia care urlă și urletul lor nu merge mai departe de tavan și care dau și pensii speciale. Pentru că îți dubitoși, Doamne iartă-mă. Asta este, că trebuie să o spun direct. Și atunci, oare în astfel de cazuri, gestionarul, managerul, omul care trebuie să aibă în legătură, în viziune și să aibă așa în fața mesei toate piesele de șah și să gândească fiecare mișcare a acelui care este în contrapartidă cu el, cui să-mi adresez? Cum să pun întrebarea? Cum să prezint proiectul? Pot să îl fac să creadă în ceea ce cred eu și echipa pe care o am la Casa de Cultură? Oare nu crede cumva că în subsidiar eu mă folosesc tocmai pentru interesele Casei de Cultură, probabil și pentru interesul succesului meu și al colegilor mei, în detrimentul lui, iar el să fie doar amintit în niște calupuri promoționale de un minut, da, a dat și ăla doi nasturi și o sfoară mică.
și cu asta gata. Și nu cumva se simte el lezat că nu este scris mare pe afiș, sponsor la 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 și cu litere mici că trebuie să luăm lupă mare să vedem cine e directorul, cine e regizorul, cine e actorul, cine că nu se vede. Lasă-mă că aia nu sunt importanți. Important este care vine cu banii. Cum să descurcă Marcel Naste într-o astfel de lume în care, din păcate, așa cum spunea înțeleptul, valorile s-au răsturnat. Sunt foarte mulți bogați cu foarte puțină minte. Nu. Deci este o întrebare, nu este grea. Este o întrebare pentru mine foarte simplă și spun și de ce, Rudy, pentru că eu m-am bătut de aceste aspecte foarte des și foarte mult. În 3 ani de zile de când sunt director în Casa de Cultura Tineretului, am trecut prin extrem de multe situații și plăcute și neplăcute. Dar cele plăcute întotdeauna au dominat. Au fost superioare. De ce? Pentru că noi cei care suntem acolo am format o echipă. O echipă prin care dăruim. Ne dăruim pe noi și simt cei care pășesc în Casa de Cultură energie debordantă. Așa că nu e nevoie să facem prea multe eforturi pentru a chema lumea. Deci actul creației atunci devine el definit și predefinit și acceptat sau atunci se manifestă cu adevărat când cei din comunitatea pe care tu o reprezinți vin fără să fie chemați alături de tine. În momentul în care pășește cineva pe pragul Casei de Cultură a Tineretului și simte satisfacția faptului că e acolo, nu neapărat în sala de spectacol, asta deja este partea supremă a lucrurilor, simte bunăstare, fericire, bucurie și un mediu cât se poate de propice pentru a se manifesta în largul lui cu simpatie și bun simț, da? Cred că am făcut cel mai important pas și cel mai esențial într-o a coagula o comunitate sau a demonstra comunității că se poate și altfel. Așa că Casa de Cultura Tineretului a devenit spațiul în care energia creatoare, putem numi așa și fără să fie prea mari cuvintele, își face efectul. Și am spus lucrul acesta pentru că eu mă simt un privilegiat al lui Dumnezeu în primul rând și iertați-mă că îmi permit să fac această remarcă, pentru că mi-a dat o sensibilitate aparte prin care pot să înțeleg ce este bine, ce este rău, ce este moral, ce este drept și cum putem dărui din suflet pentru suflet, de a consolida și a construi o credință. O credință reală care nu are nevoie de justificare, ci are nevoie de manifestare. Are nevoie de starea pe care eu o emit în jurul meu. Are nevoie de energia pe care eu o abordez și o transmit fără să mă concentrez prea mult. Atunci când unui om sau a multor oameni le face plăcere să stea în preajma mea, le face plăcere să stea de vorbă și să discutăm anumite lucruri, probabil mai intime, mai sentimentale, mai profunde, mai culturale, mai evolutive, cred că este cel mai mare câștig pentru noi ca și comunitate. Atunci reușim să dăm încredere celor care ne privesc și reușim ca din cei care n-au avut o speranță să-și consolideze un drum. Adevărata identitate a noastră nu este a banului, ci nu este a omului, ci este a sufletului care nu are formă, repet și definesc acest lucru. Deci, esența unui lucru material devine materie, esența unui lucru spiritual devine universul. Devine totalitarul. Ăsta este argumentul umanistului, a artistului, exact. A omului spiritual. Argumentul celălalt care este pe partea cealaltă și care, din păcate, acum nu se găsește pe poziția pe care ar trebui să fie, ci el se consideră a fi mai mult decât este și atunci intervine aici și substratul machiavelic, eu nu sunt ceea ce par a fi, dar momentul ăsta extraordinar și pe care mi l-ai povestit acum și această stratificare extraordinară pe care ne poziționăm noi în calitate de exponenți ai fenomenului cultural, educațional și de transmitere a unor valori prin emotivitate și empatie în starea în care ne găsim, sigur că ne face privilegiați. Dar știți foarte bine și Simina și Călin și tu, performanța definitorie și cea care este calitativă și vizibilă a unui act cultural de creație și interpretare, indiferent din ce sector vine el, naște două căi. Unu, cel concurențial, da. Și ăsta este foarte bine pentru că atunci înseamnă că noi creștem în calitate. Categoric. Sau, acum, în vremea și vremurile pe care le trăim, naște invidia, care se întreține, se propagă. Și în loc să fie o creștere concurențială a calității, atunci intervine o creștere cantitativă a invidiei și nu-ți spun
câte metode și metodologii pot să nască toate săgețile pe care le îndreaptă. Și spre Naste Marcel, pictorul, și spre Naste Marcel, directorul, și spre Naste Marcel, omul de spirit, de suflet și managerul casei de cultură, și spre Simina, ființa feminină, care se bagă peste toate, și asta probabil că eu acum mă gândesc la ce aud dincolo de ceea ce ar trebui să spun, dar o spun. Așa? Că asta se întâmplă. Eu nu mă feresc de lucrurile de astea cotidiene. Eu întotdeauna am fost, din păcate, ne este dat acum în vremurile de astăzi, să trăim într-o lume în care 75% la populație, nu vreau să spun cum, dar cred că exprim mult mai mult dacă e vizibil acolo undeva, și foarte puțină lume este peste nivelul mediu, și Doamne dă să fie cât mai multă lume, să se nască cât mai multe, pentru că am avut o emisiune despre educație, o dau una în alta, și mi-a fost dat să văd o statistică a României oficială, în care se spunea că în România există 47%, adică 8 milioane de analfabeți funcționali. Asta înseamnă că ăla știe să scrie, să citească, dar nu înțelege ce scrie, ce citește, nu e în stare să își exprime punctul de vedere, deci e un analfabet. Din păcate sunt destui din ăștia care vin la Casa de Cultură, pentru că este un eveniment în care vin interpreții. Unii dintre interpreți, scuză-mă, mitralierea, nu știu cum îi spune, AG4, și am terminat cu el. Eu, ce cauți acolo pe scenă? Că vine aia să bâlbuie, să... Și dau drumul, pun CD-ul, și dacă Doamne ferește să strică aparatura, cum s-a întâmplat... De mai mult. Așa, cum s-a întâmplat, vine așa... Dar știți, eu nu pot să cânt că îți răgușită. Nu spune, eu nu pot să cânt că sunt atât de imbecil încă n-am voce. Asta e. Dar apar pe scenă. Ăia sunt vedete. Așa s-a întâmplat cu fenomenul manelelor, creând manelismul, pentru că a avut componenta publicului care l-a susținut. Și ăla care susține un astfel de fenomen și pe o perioadă atât este de lungă, este vorba despre nivelul cultural al societății. E nivelul cultural care este foarte, foarte scăzut. Cum puteți trăi, oameni buni, într-o lume în care luptați din toți porii, și inginerul și Simina și tu, într-o lume în care valorile s-au răsturnat, în care luptați și înotați împotriva curentului și apucați să mai săriți câteodată din apă ca să fiți vizibili, și există foarte mulți a căror interese de susținere a actului cultural este subjugată, intereselor lor politice, intereselor lor meschine, orgolioase și cretine ale turmei. Și cum puteți să vă susțineți, chiar dacă susținerea din punct de vedere material și financiar nici pe departe nu este atât cât e necesar? Cum poți, Căline? N-ai probleme acolo la locul de muncă. Nu te întreabă. Aia, tanti și nenea care nu înțelege. Ioi, domnul inginer, dar păi eu am crezut că dumneavoastră... Ce? Desigur că există probleme, dar astea nu ne fac să coborâm ștacheta sau să dăm înapoi. Trebuie să ne folosim de bagajele pe care le avem, să mergem înainte, alimentați din izvoarele pe care le avem, și avem cu toții care sunt implicați în astfel de evenimente mai mult sau mai puțin culturale să înflorim în ceea ce facem. Dar și cu siguranță că există undeva în lumea asta mare a creației lui Dumnezeu persoane care pot să vadă florile respective, și dacă 2-3 reușesc să se bucure și să trăiască emoția respectivă, pentru mine unul cred că este suficient. Au fost angajații primăriei la spectacolul acela pe care eu l-am văzut pe YouTube? Da, au fost dintre angajați. Care au fost primele lor cuvinte adresate ție direct? Au fost multe cuvinte de mulțumire, unele persoane s-au manifestat atât de puternic și au trăit emoții deosebite încât au plâns și au rămas străpunse de ceea ce au văzut acolo, fiindcă fie o recunoaștem sau nu, cu fiecare dintre noi avem sensibilitate
și avem oarecum o experiență creștină până la un anumit stadiu al vieții. Fiecare dintre noi am auzit de Fiul lui Dumnezeu, fiecare dintre noi am auzit despre cuvânt, fiecare, fie că o recunoaștem sau nu, transpunem în anumite părți ale vieții la cuvintele legii, la cuvântul lui Dumnezeu. Acum, cu siguranță că în funcție de nivelul în care fiecare persoană se află la un moment dat, fiecare reacționează în funcție de bagajul trăirilor și în funcție de experiențele pe care le-a avut până la momentul respectiv. Înainte, ai avut de câștigat sau de pierdut? Eu mă refer la profilul psihologic al tabloului tău după ce ai apărut pe scenă. În momentul în care mi-am înțeles rolul, m-am înțeles ideea, am înțeles ceea ce trebuie să fac, ceea ce trebuie să exprim, n-am mai avut o problemă cu lucrul ăsta, fiindcă am luat lucrurile așa cum sunt și din punctul meu de vedere, indiferent de ochii privitorilor, eu nu am avut numai de câștigat. Similar. Acum, dacă îmi permiți două secunde, proiectul acela de care vorbim, Iisus Hristos răstignit sau răstignirea lui Iisus Hristos, a fost un proiect controversat și contestat înainte să-l începem, extrem de dur, inclusiv de preoți. A zis că ne jucăm cu lucruri sfinte și s-ar putea să se răsfrângă lucrurile asupra noastră și că nu facem cel mai bun lucru. Sfânta Scriptură, scrie fariseilor că îmbrăcați în la 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 și bla bla bla, nimeni nu intrați în împărăția și nici nu intrați în unta sănte. Nimeni n-a venit să ne întrebe oare ce vrem noi să exprimăm și tocmai de asta am restricționat acest proiect până la nivelul, nu din cauza telespectatorului, din cauza noastră, în primul rând, am restricționat acest proiect până la nivelul de a fi non-verbal și a transmite emoția prin gestică, prin muzică și prin ceea ce este esențial. A fost plină sala și după ce s-a terminat acest fenomen, pe lângă că preoții au plâns, au venit să ne felicite în mod special, să spună că n-au crezut că putem ridica la așa un nivel. Nu, să știți că nu, pentru că emoția era foarte sinceră. Știi ce mi s-a întâmplat? Să mă ierte tacma celor purtători de robă neagră și cruce de 2 kg în piept. Am fost la o mormântare și începe preotul așa foarte transpus în toată măreția lui biblică. Întristată adunare, jalnici ascultători. Și adică cum jalnic? Eu ce? Eu sunt jalnic? Jalnic ești dumneata. Bine, Rudi, acum, dar din punctul ăsta de vedere ai dreptate, dar hai să mergem puțin mai departe să spun cum stau lucrurile atunci când un aspect și un moment emoțional unde există o energie debordantă și sunt convins că a existat, unde Dumnezeu își pune mâna, nu există o fătărnice pentru că nu poți să o corupi. De ce n-au perceput asta înainte, Marcel? Pentru că nu sunt capabili, noi suntem niște educatori într-un fel sau altul, sau înainte mergători putem spune, de a pregăti o stare, a pregăti un moment în care să emancipăm și să emanăm energii. În momentul în care vine omul și nu crede în tine ca și modalitate de exprimare, nu este vina noastră, ci este vina lui că nu are capacitățile necesare de a identifica și să auto-identifica prin ceea ce reprezintă ca și stare spirituală. Atunci dacă nu vine să le spun preoților, puțin credincioșilor. Oarecum, chiar dacă jignim, este adevărat. Nu jignesc, că eu am foarte multe ace și săbi scoase când vorbesc cu preoții sau cu înalți clerici. Și eu le dau răspuns prin Biblie, prin citate biblice. Din nefericire, au în mine o componentă din asta foarte neagră, pentru că am studiat foarte bine și cu asta mi-am definitivat studiile, cu psihopatologia deviaților comportamentale datorită dogmelor religioase. Așa că nu... Dogmele, Rudi... Dar mă bucur că ați reușit, că ai reușit, că împreună ați reușit un astfel de fenomen demonstrativ, credința vine de acolo, din suflet, din templul tău. Nu, omul nu poate fi considerat credincios dacă este lămurit. Nu trebuie să-mi demonstreze nimeni. Noi nu lămurăm pe nimeni. Noi transmitem. Noi nu lămurim. Deci asta este, vezi? Nici Dumnezeu nu te obligă ca să-L alegi pe El. Pentru că te lasă să alegi. De asta, El îți arată exact calea. Dar de la început a fost. Când a pus pomul cunoașterii, nu a spus. Îți arată calea, exact. Ori. Exact. Așa s-a întâmplat. Referitor la dogmatică, dogmatica este foarte bună, este prost înțeleasă. Deci dogmatica nu este 1 plus 1, așa cum face inginerul și iasă 2,
O dogmatică este faptul care îți permite să-L cunoști pe Dumnezeu în toată splendoarea Lui, apelând la niște reguli esențiale. Ei consideră că un canon este un pătrat din care nu poți să ieși. Nu este adevărat. Canonul este o direcție de care are nevoie omul, cu care să se folosească ca și instrument, depășind calitatea umanității de a se spiritualiza, adică mergând pe o cale mult mai superioară. Tablele legii, am mai vorbit chestia asta chiar și la preos, au fost date proștilor, și iertați-mă că spun lucrul ăsta și așa de direct. Deci a fost nevoie ca omul, cel prost, necultivat și nespiritualizat, să primească aceste table, de a-și coordona pașii. Dar legea respectivă este lege pentru a înțelege că nu ești capabil să o înțelegi. Dacă ai fi înțeles legea tablelor, legii n-aveai nevoie de ea. Exact ca și rugăciunea. Ai nevoie de Tatăl nostru pentru că nu ești capabil să o înțelegi. Sau nu știi cum să te rogi lui Dumnezeu, exact cum s-a întâmplat cu apostolii, dar și-au avut nevoie de acea rugăciune arhierească a lui Dumnezeu. Deci în momentul în care noi apelăm la Dumnezeu, apelăm la credință și la suflet și nu la trup. Deci lasă trupul în mâna lui Dumnezeu și sufletul este grija ta pentru a-L purta dincolo. Consider și considerați fiecare în parte. Voiam să te întreb și nu mă las până când nu îmi spui, chiar dacă trec 5 ore de acolo, tot nu te las. Invidia feminină este atât de ascuțită și atât de bine direcționată și cu atât de multe metode și aplicații încât te îngrozești. Deții toate calitățile care nasc invidie. Nu numai feminină, ci de toate. Mergi prin reghin. Lumea te salută. Servus, bună ziua, să rămână. Și sunt voci, sunt convinse că le auzi cu urechea interioară sau prin acea prin acea însușire feminină. No. Așa ca Adrianu. No, vezi și după aia urmează un șir de. Așa. Toate astea te întăresc, te fac să îți depășești toate micile bariere și toți spinii aceștia care sau te fac să fii mai credincioasă în puterea proprie a depășirii și a perfectibilității tale. Mi-ar fi plăcut ca toate aceste stări să nu existe. Să existe omul prin ceea ce este el. Fiecare suntem unici pe pământ, fiecare poate, fiecare este bun în ceva. Invidia despre care vorbiți involuntar o stârnesc eu, cum o stârnește oricare persoană, nu neapărat femeie. Și acum, dacă totuși ne raportăm la femeie, ce se întâmplă prin aceste stări sau prin aceste săgeți de care îmi spuneați că vin spre mine? Eu mă cunosc. Eu știu cine sunt. Eu știu cât pot, cât nu pot. Eu știu până unde pot să-mi depășesc limitele. Atât oamenii foarte puțin, probabil rușinos de puțin, care sunt în jurul meu, sunt cei care cred în mine și pentru mine contează cuvântul lor. Pentru mine contează ceea ce cred ei. Pentru mine contează privirea lor în momentul în care spun, știi, am auzit, nu contează ce ai auzit. Știu cine sunt eu și Dumnezeu. Și exact cum am spus, 2-3 oameni care sunt lângă mine, restul nu au cum să mă cunoască. Și atâta timp cât tu ai timpul necesar să-ți dai cu părerea despre viața, despre activitatea, despre ce înseamnă personal și profesional din viața cuiva, înseamnă că tu nu ai o ocupație. Tu în momentul respectiv sau în perioada respectivă, nu ai nimic bun de oferit. Nu ai nimic de oferit, fie că e bun sau rău. Nu ai nimic prezent în viața ta. Atâta timp cât pe mine mă interesează mai mult aspectele dumneavoastră și nu mă interesează să evoluez eu, să mai urc o treaptă, să mai fac un bine, fără nicio urmă de interes, atunci nu pot decât să spun, îmi pare rău, eu îmi continui drumul pentru că nu am timp să mă opresc. Doamne ajută să fiu cât mai înțeleaptă și să văd lumina, indiferent cât de dens este ceața întunericului. Din păcate, timpul afectat emisiunii s-a scurs, dar oferă-ne cel puțin plăcerea gentileții masculine de a avea ultimul cuvânt. Da, doamnă, aveți dreptate. Da. Așadar, Rudi Moca, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Ați asistat la o emisiune absolut privilegiată despre condiția creatorului și a interpretului, despre actul cultural, cultură, educație, educație prin cultură. Așadar, mulțumesc Marcel Nasi, mulțumesc Mina Cota, mulțumesc Călin. Rudi Moca vă mulțumește ca de obicei și vă spune, oameni buni, fiți binecuvântați, Doamne ajută!